Coletele pe care le așteptăm prin poșta română pot foarte bine să se întoarcă la expeditor și noi habar să nu avem. Se întâmplă în Cluj. De ce? Pentru că oamenii nu-și primesc acasă avizele de la poștă care înștiințează că își pot ridica pachetele. Avem o problemă. Nu primim pachetele de la notificare pentru pachetele care ne vin de la București. Și săptămâna trecută am avut aceeași problemă. Domnul, și-a dat mulți poștași de emisia din Pechi, am înțeles, nu? Prea are sau le duc mai târziu, dar dacă îmi spuneți numele, eu vă caut, nu e nicio problemă. Dar n-ar trebui să primim niște avize acasă. Păi, dar n-ați înțeles că și-a dat demisia, nu a venit nimeni să se angajeze și... Acum merge așa cum merge treaba. Și acum tot pregătesc, dar n-are cine să le ducă. Și muncim degeaba. Angajații oficiilor poștale au ajuns să înștiințeze oamenii de pe telefoanele lor personale. Oricum eu așa care văd și au număr de telefon, nu mă lasă sufletul să le trimite. Da, nu e normal să sunați de pe telefonul dumneavoastră. Ensien a cerut conducerii Poștei Române o declarație referitoare la problemele generate de lipsa de personal și ineficiența serviciilor. Am fost redirecționați de la un departament la altul, iar până în acest moment redacția nu a primit niciun răspuns. Și astfel de fenomene nu se petrec doar în Cluj. Un caz similar s-a întâmplat zilele trecute la Bârlad, unde un cetățean a ajuns în închisoare pentru că Poșta Română nu a livrat la timp corespondența omului. Plicul trimis conținea apelul împotriva unei sentințe judecătorești, astfel că omul a ajuns după gratii. Nemulțumirile cetățenilor în legătură cu serviciile poștei sunt multiple. Cum ți se par serviciile Poștei Române? Foarte proaste. Nu sunt mulțumită absolut deloc. De ce? Pentru că se stă foarte mult la coz, una la mână și merge foarte încet sistemele, mă rog, pe calculatoare și se fac unele greșeli la trimiterea banilor, mai ales la penitenciarele Gherla. Am primit și așa colete și fără înștiințare acasă. Până una alta, cetățenii doar pot să spere că vor primi înștiințările pentru ridicarea coletelor pe care le așteaptă.